Domnule Petru Damir, am păstrat legătura sau ați păstrat dumneavoastră legătura cu iubitorii picturii dumneavoastră prin rețelele de socializare în această perioadă delicată prin care am trecut, cea a epidemiei cu COVID-19. Și am văzut că v-ați schimbat poate puțin aria tematică. Ați introdus, de exemplu, un autoportret al dumneavoastră cu mască. E adevărat că vă autoportretizați în situații inedite și vă urmăriți expresia facială de-a lungul timpului. Cum vi s-a părut această perioadă și provocarea la care ați fost supus? Provocarea la care a fost supus datorită pandemiei, adică autoizolării, până la urmă, asta înseamnă, până la urmă, m-a făcut să mă gândesc mai profund la unele lucruri. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să le enumăr cumva. Vă rog. Și atunci mi-am spus așa, aș putea să am un nou început după împlinirea vârstei de 70 de ani, chiar 71, după recunoașterea oficială a picturii mele Fresca de la Institutul de Medicină din Iași la 40 de ani de la executarea ei, după pierderea ființei alături de care am definit dispariția soției mele Cristina la 50 de ani de la căsătorie, după o pandemie pe care n-am mai întâlnit-o până acum, după o licitație de artă la care s-a licitat de 4 ori o lucrare de-a mea, după o expoziție pregătită cu jumătate de an cu 25 de lucrări tablouri noi, anulată datorită pandemiei și renovării sălii, după o experiență de viață destul de complexă, pot să mă reinventez, să-mi pot permite să răspund altfel la unele păreri, practic să reîncep o așa zisă viață nouă. Răspunsul pare a fi adecvat. Încep cu învățături noi, la lucruri noi, un efort fizic mai intens, o igienă altfel, aprofundarea limbii englezii, bucătăria, relații interumane adecvate vârste, studiul Bibliei, abordarea actului de creație în pictură altfel, cu nuanțe noi și mai ales cu păstrarea sănătății. Sunt într-un proces de gândire vis-a-vis de această situație. Mă impresionați, domnule Petru Damir. Nu mă așteptam să vă văd, să vă descoper altfel decât vă știam. Înseamnă că deja încep să mă autodefinesc și altfel, în condiții cu totul și cu totul deosebite vis-a-vis de viața mea actuală. Vorbim de pandemie ca de un lucru care rămâne rău, periculos pentru noi și totuși am auzit destui oameni dintre cunoscuți de ai noștri, chiar și artiști plastici, care văd în această epidemie oportunități. Așa trebuie căutați. Deci nu trebuie să privim latura neagră, complet negativă și să căutăm și în această situație rezolvări și modalități de a ieși din trânsa victorios. Da, mă așteptam generațiile mai tinere, nu copiii, dar generația celor de 30, 40, 50 de ani să aibă reacții mai bune. Mă bucur să constat că și generația din care faceți parte dumneavoastră, domnule Petru Damir, are așa o atitudine atât de surprinzător de pozitivă. Să știți că generația mea, constat eu, bineînțeles, subiectiv, este o generație puternică, este o generație care se poate reinventa și care poate aibă în continuare un rol important în viața de zi cu zi și în viața generală a societății. Aștept să văd în continuare, până la momentul când va fi posibil să aveți o expoziție personală, să văd pe Facebook cel puțin cele mai noi picturi ale dumneavoastră. Da, este o modalitate prin care mai pot comunica cu societatea, mai pot comunica cu dumneavoastră, bineînțeles, și mai pot comunica cu mine însumi, până la urmă. Mulțumesc foarte mult, Petru Damir, pentru acest interviu și vă doresc spor la lucru în atelier. Și eu vă mulțumesc pentru atenția care mi-a acordat și rămâneți alături de sufletul meu, de trăirile mele artistice.